Stimați colegi, bună ziua, stimați deputați, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Rog secretariatul să anunțe prezența deputaților. Stimată doamnă președintă Parlamentului, stimați deputați, bună ziua! Vă anunț că la începutul ședinței de astăzi și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu și-au înregistrat prezența Șor Ilan, Verdeș Ghenadie, concediu medical, Alaiba Dumitru, Jordan Petru Cerere, Moțpan Kiril, Bolea Vladimir. Înregistrați-l, vă rog, să știm cât suntem. Îi așteptăm, uleac, să avem prezență fixă. 97. Stimați colegi, 95 sau 97 avem prezenți, este domnul Moțpan, este prezent. Și domnul Bolea, 97 deputați avem în sală, înregistrați, prezenți toți, avem cuvorum, putem începe ședința, înainte de toate rog să onorăm drapelul. Stimați colegi, noi ieri cu dumneavoastră am aprobat practic după fiecare examinarea fiecărui proiect, ordine de zi pentru ziua de astăzi, avem aprobate. De ce, stimați colegi, am o propunere care vine din partea Comisiei Economiei, Buget și Finanțe și eu în calitatea mea de președinte a Parlamentului uzez de dreptul meu și propun să fie introdus în ordine de zi proiectul numărul 380 din 8 septembrie 2020, privind importul unor mijloace de transport, este vorba de 25 de troleibuse destinate întreprinderii municipale Chișinău, regie transport electric Chișinău, procurate din resursele municipiului Chișinău. Cine este pentru această propunere, rog să votați. Majoritatea deputaților. Mulțumesc, stimați colegi, începem examinarea ordinei de zi. Domnul Mudreac, poftim? Dacă se poate, de procedură. Da, de procedură. Din partea comisiei rugăm proiectul 352 să uzați de drept să le includem în ordinea zi pentru a lectura a doua. Care 300? Dar el este. Nu l-am găsit în ordinea zi, deci ești lectura a doua. 352 este sub numărul 11. Domnul Mudreac, este. Vă mulțumesc, îmi cer scuze. Este în ordine de zi. Stimați colegi, începem examinarea ordinii de zi. Majoritatea proiectelor la noi lectura a doua. Primul subiect de ordine de zi este proiectul 372 din 4 septembrie 2020, raportul Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Domnul Golovățiuc, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Economie, Buget și Finanțe, în contextul avizilor prezentate de comisiile permanente, parlamentare, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului, amendamentele deputaților și avizul guvernului pe marginea acestora a examinat proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172 din 2019 pentru lectura a doua și comunică următoarele. Amendamentele și propunerile înaintate la proiectul de lege în cauză
au fost trimise Guvernului Republicii Moldova ca să se expune asupra acestor propuneri în contextul prevederilor articolului 131, alineatul 4 și alineatul 6 din Constituție. Astfel, reieșind din avizul Guvernului, rezultatele examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor sunt expuse în anexa la prezentul raport. Menționăm că în rezultatul modificărilor operate indicatorii generali ai bugetului de stat pentru anul 2020 nu au fost modificați, fiind stabilite la partea de venituri 37,2 miliarde lei și la partea de cheltuieli 53,2 miliarde lei și cu un deficit în sumă de aproape 16 miliarde de lei. Pornind de la cele expuse și ținând cont de avizele comisiilor permanente, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului, amendamentele deputaților și avizul Guvernului pe marginea acestora, Comisia propune proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172, spre examinarea Parlamentului și adoptarea în a doua lectură. Mulțumesc! Comisia a votat cum? Câte voturi pro, câte contra a votat acest raport? Unanim. Unanim a votat pro. Stimați colegi, supun amendamentele. Amendamentele, aveți amendamente care n-au fost susținute? Sunt. Vă rog, cine domnul Golovatiuc, vă rog să dirijați cumva amendamentele care n-au fost susținute și cine vrea să expună. Domnul Slusăr, primul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. La mine a fost un amendament care nu a fost susținut de guvern și de comisie, cu părere de rău, legat de agricultură, prin care la articolul 1, alineatul 2, la litera F, cifrele 1 miliard 100 de milioane s-a propus fie substituite cu cifra 1 miliard 500 de milioane, adică plus 400 de milioane pentru fondul de subvenționare și respectiv o anexă 3.1 la capitolul dezvoltarea drumurilor cu 400 de milioane să fie micșorat. Ieri noi am avut mai multe dezbateri, eu nu vreau să revin la situația în agricultură și platforma dar rămâne pe poziția că la moment pentru agricultură acești bani sunt stringente, dar situația cu drumuri este de așa natură că la 100% n-a să fie executată și chiar dacă va fi executat, posibil în ianuarie de achitat deja din bugetul 2021. De atâta insist să fie supus votului acest amendament. Stimați colegi, cine este pentru a susține amendamentul domnului Slusări, care n-a fost susținut de guvern și de către comisie, rog să votați. Cine este pentru a susține amendamentul? Vă rog, nu faceți presiuni, rog număratorii, fiți... Număratorii, vă rog. Sectorul 1, 0. Da, vă rog, sectorul... Sectorul 2, 18. 18. Sectorul 3. Sectorul 3, 23. 23. Clar. Da, mulțumesc. Stimați colegi, 41 de voturi n-a trecut. Spune domnul Creangă și cred că observația este foarte corectă. Amendamentele ce țin de finanțare care n-au fost susținute de guvern, nu se supun votului și nu pot, domnul Creangă, vă rog, sunt neconstituționale, domnul Creangă, în Constituție vă rog să citiți. Doamna președinte, stimați deputați, vă rog să ascultați. Este o situație specifică, condiționată de articolul 131 din Constituție, prin care se stabilește că toate amendamentele care atrag cheltuieli financiare trebuie să fie acceptate obligatoriu de către guvern. În cazul în care nu avem avizul pozitiv asupra amendamentelor din partea guvernului, ele devin neconstituționale în caz în care Parlamentul le va aproba. Prin urmare, deci Parlamentul nu este în drept să adopte un amendament neconstituțional și aceste amendamente nu se mai pun votului. Mulțumesc! Da. Nu este o
interpretare. Este prevederea Constituției și nimeni nu poate să propună. De ce, stimați colegi, vă rog să mergem mai departe. De procedură. Noi să dăm în procedura de vot. Ce fel de... Da, vă rog. Doamna Ciobanu. Doamna președintă Parlamentului, stimați deputați, da, într-adevăr, Constituția stipulează, articolul 31.4, că trebuie amendamentele și inițiativele legislative să fie, aibă acoperire financiară. Dar, doamnă președintă a Parlamentului, și dumneavoastră ați fost în opoziție, știți foarte bine că multe, foarte multe proiecte de legi și amendamente nu aveau avizul guvernului și cu toate acestea erau votate și guvernul găsea bani. Spuneți-vă, rog, dacă greșesc, doamnă președintă a Parlamentului. Amar ne greșeți, eu nu țin minte niciun amendament de meu care să fie fost votat în plen fără acoperire financiară sau a colegilor mei. Nu țin minte asemenea. Și dacă îmi găsiți o singură dată acest lucru, atunci, vă rog, o să-mi cer scuză public de la dumneavoastră. De procedură, domnul Candu. Stimate doamnă președinte și dragi colegi, într-adevăr, pe de-o parte, e nevoie de avizul pozitiv a Guvernului pentru a respecta Constituția la acoperire financiară. Acum suntem în lectura a doua și dacă prin voința plenului se aprobă un amendament, există lectura următoare și până la lectura următoare există posibilitatea ca plenul, ca Parlamentul în cooperare cu Guvernul să găsească soluție. Iată de ce nu este o interdicție ca un onoratul plen, dacă are majoritatea și se votează un amendament, asta nu se consideră automat neconstituțional, fiindcă procedurile permit colaborarea cu guvernul și găsirea soluției și votarea în lectura finală. Da, de miliarde. Mulțumesc, stimați colegi, domnul Golovatiuc. Domnul Golovatiuc! Da, vă rog, văd că s-a pasat. Stimați colegi, guvernul a avut o abordare unică. A fost susținute toate amendamentele deputaților referitor la modificarea, schimbarea destinației cheltuielilor. După adoptarea în decembrie anului trecut, mulți deputați au fost neudovlетворены тем, что появились технические ошибки. Traducere, vă rog, să asigurați. Были технические ошибки, и они не были исправлены при изменении бюджета и в апреле, и в июле. И ждали изменения бюджета. Сейчас эти недостатки все были устранены. Все предложения депутатов по изменению назначения платежа по примариям, по первому, второму уровню были изменены. И не были приняты те, которые были связаны с увеличением сумм. Все. Да, мулцумеск, домну Головатюк, домну Сырбу, для семьи, для процедуры. Mulțumesc, doamnă președinte, potrivit normelor constituționale, potrivit legii privind la Curtea Constituțională și teoriei generale, orice lege se prezumă a fi constituțională până la proba contrarii, doar Curtea Constituțională apreciază dacă este o lege contrară Constituției sau nu și nici într-un caz nu este aprecierea nici a noastră, nici a domnului șef al direcției juridice. Acest argument poate fi ca un argument de votare sau nevotare. Prezența vizului, iarăși, poate fi un argument de votare sau nevotare, dar categoric este strict inacceptabil ca să nu supuneți votului regulamentar un amendament. Dacă el contravine Constituției, atunci cineva să-l conteste și să demonstrăm, deoarece nu noi suntem judecători la curte, ca să apreciem care este constituțional sau nu. De ce? Nu aveți dreptul să nu supuneți votul, ori va fi un grav abuz și pentru acest abuz cineva odată va trebui să răspundă. Vă mulțumim. Domnul Sârbu, am vrut să vă fac o propunere, dar am să vă fac separat această propunere. Domnul Sârbu, mă auziți? Ori ați făcut așa o declarație și nu mai vreți să mai ascultați pe nimeni. De ce, stimați colegi, eu am supus votului amendamentul domnului Slusări. A acumulat 41 de voturi, nu a trecut acest amendament.
Mergem mai departe. Dacă vreți să vă fac plac, așa am să vă fac. Mai departe. Domnul Vovc, aveți ceva? Eu pentru început vreau să înțeleg totuși, o să mergem pe votarea amendamentelor sau o să mă expun mergem de procedură? Mergem pe votarea amendamentelor. Vă mulțumesc. Domnul Bole, Vasile. Nu, doar de procedură, doamnă președinte. Eu văd aici în plenul parlamentului mulți specialiști în inginerie juridică, dar până la urmă toți știm Constituția și o înțelegem în același sens. Dacă există prevederile din articolul 131 din Constituție prin care trebuie orice amendament care implică cheltuieli sau majorări sau micșorări de cifre în bugetul de stat, deci ele trebuie susținute de către guvern. În caz contrar, chiar dacă o să votăm, o să avem fix aceeași situație cum și cu proiectul de lege 105, care astăzi, eu înțeleg că iarăși va fi dezbătut. Haideți să mergem mai departe și cetățenii așteaptă această lege să fie publicată în Monitorul Oficial. Da, mulțumesc. Stimați colegi, domnul Furculiț. Eu înțeleg astfel situația, că dacă la amendament există avizul negativ al guvernului, el deja nu se mai supune votului. Iată așa. Iar dacă există un amendament care nu are aviz al guvernului, este votat de către Parlament, apoi pleacă în guvern, primește aviz negativ, el nu este primit, primește aviz pozitiv, este primit. Să trateze juriștii altfel. Noi l-am auzit ce a spus domnul Creangă. Alte obiecții la proiectul 372. Domnul Vovc, vă rog. Doamnă Grăceanu. Calm, stimați colegi, calm. Eu calm. Chiar nu am vrut să vorbesc despre asta, dar atunci când guvernul a alocat bani pentru unele localități care primarii sunt din majoritatea parlamentară și nu a alocat 10-20 mii, dar sute de mii, la unele chiar milioane, și dumneavoastră limitați dreptul opoziției de a apăra, pentru că amendamentele mele nu vin despre primarii platformei, da, sunt despre primarii APD-ului, toți care sunt în zona din circunscripția mea. Domnul Vovc, vă rog amendamentul să-l supunem votului. Și eu de asta spun, atunci când guvernul spune că nu-s bani și numește pe noi lobiști, dar a găsit bani pentru alte primării, haideți să fim corecți, pentru că amendamentul nostru sunt strict pentru niște probleme esențiale. Domnul Vovc, amendamentul. Nu aveți amendament. A? Haideți, eu am să am răbdare fiecare amendament să-l supun votului. Haideți să mergem conform sintezei fiecare deputat care are nevoie. Stimați colegi, domnul Creangă, ce amendamente eu trebuie să supun votului, fiindcă toți sunt juriști. Și fiecare are opinia sa. Deci, doamnă președinte, plenul Parlamentului se spun voturile, amendamentele care are avizul pozitiv a guvernului și comisia nu l-a acceptat. Sau amendamentele care nu necesită avizul pozitiv a guvernului. Mulțumesc. Doamnă Grigoriu, nu v-am oferit microfonul. Calmați-vă. Stimați colegi, domnul Diacov, vă rog. Stimați colegi! Toată lumea înțelege despre ce este vorba. Noi nu putem să introducem noi amendamente în proiectul de lege a bugetului dacă ele n-au fost acceptate de guvern. De ce noi ne certăm aici? De ce? Supuneți votului ceea ce a propus domnul direcția juridică. Noi nu putem să stăm toată ziua aici cu un proiect. Stimați colegi! Este într-adevăr așa.
Doamnă Grigoriu, iaca dacă dumneavoastră n-ați țipat atâta de pe loc, eu de mult vă includem microfonul. Stimați colegi, stimați colegi, stimați deputați, stimați deputați, domnul Golovatiuc, fiți, vă rog, atent. Stimați colegi, stimați colegi, niciun proiect, nicio propunere care nu are acoperire financiară, toate sunt anticonstituționale. De ce eu nu pot să le supun votului? Stimați colegi, domnul Deacov, vă rog să asigurați toată fracțiunea să fie pe loc. Eu supun votul la aprobarea raportului comisiei. Stimați colegi, vă rog sub... Păi dacă apasă doar microfonul... Doamna Grigoriu, dumneavoastră nu-mi permiteți cel puțin să vă ofer cuvântul. Nu-mi permiteți să vă ofer cel puțin cuvântul. De ce țipați de pe loc? Eu am văzut că s-a apăsat microfonul, dar asta nu înseamnă că eu trebuie imediat să vă ofer cuvântul. Deci calmați-vă, vă rog, calmați-vă, eu am auzit insistența dumneavoastră. Dar vă rog să aveți grijă. Dacă propuneți un amendament care nu este, dacă nu este asigurat cu suport financiar, eu nu să-l supun votului. Doamna Grigoriu, dați citire amendamentul. Vă rog, doar amendamentul. Acest amendament, eu am întrebare către președintele comisiei și aș vrea să cunosc argumentarea exactă. De exemplu, de ce... Următorul meu amendament nu a fost acceptat. Gimnaziul Veceslav Harnaj are 150 elevi veniți din două localități. Pentru moment, primăria se confruntă cu problema organizării evenimentelor sportive și culturale din cauza lipsei unui spațiu amenajat conform standardelor. Comuna nu are nici casă de cultură, locuitorii comunii neavând posibilități de petrecere a timpului liber în mod util. Iar amenajarea unui teren artificial de mini-fotbal ar contribui la instruirea tinerilor pentru participarea la competițiile naționale sportive, la promovarea modului sănătos de viață în rândul tinerilor, copiilor, seniorilor. Costurile unui astfel de proiect sunt în jur de 600.000 de lei, dintre care 200.000 de lei sunt acoperite de Federația Moldovenească de Fotbal. Noi am solicitat 400.000 de lei pentru a putea dezvolta acest proiect. Vreau să cunosc care este argumentarea dumneavoastră. De ce acest amendament al meu nu a fost susținut, dar al dumneavoastră toate au fost susținute. Stimați colegi, doamnă Grigoriu, stimați colegi, se supune votului aprobarea în lectura a doua a proiectului 372 din 4 septembrie 2020. Cine este pentru, rog să votați. Rog număratorii să dați număr. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 23. 23. Sectorul 3. Sectorul 3, vă rog. Doamnă președinte, explicați încă o dată ce se supune votului, fiindcă nimeni nu înțelege. Calmat? Se supune votului 372 integral? Integral 372 în condițiile raportului comisiei.
Avem până când 51 de voturi, întreb sectorul 1, sectorul 3. Două voturi. 53 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Doamna Grigoriu, vă avertizez! Stimați colegi! Proiectul a fost, domnul Păscaru, cât s-a săbut în... 29 și la Pro-Moldova a votat încă o persoană, dar eu n-am înțeles, a greșit sau nu? 29. Stimați colegi, stimați colegi, 59 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. 59 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. 29 de voturi, sectorul 2, 28 de voturi, sectorul 1, 2 voturi, sectorul 3. Cu 59 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Stimați colegi, următorul proiect, 373, din 4 septembrie 2020. Rog comisia, domnul Buza, vă rog raportul comisiei. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, numărul 73 din 2019 și numărul 373 din 0409-2020, lectura a doua, prezentant de către guvern. Urmarea votării cu votul unanim a membrului săi prezenți la ședința 8 voturi pentru, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie propune examinarea și adoptarea proiectului de lege pentru modificarea legii bugetului asigurării sociale de stat pe anul 2020, numărul 173 din 2019 cu numărul 373 din 409-2020, în ședință în plen a Parlamentului în lectura a doua. Stimați colegi, supun votului, vă rog să vă ocupați locurile. Stimați colegi, domnul Modreac, se supune votului aprobarea în lectura a doua proiectului 373 din 4 septembrie 2020. Cine este în condițiile raportului comisiei, cine este pentru, rog să votați. Număratorii, vă rog, foarte atent. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, vă rog. Sectorul 2, 44. Sectorul 3. Sector 3, 17. 17. Cu 89 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua și finală. Următorul proiect e proiectul 374 din 4 septembrie 2020. Domnul Buza, vă rog, raportul comisiei. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, potrivit atribuției sale, a examinat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020, numărul 174, 374, inițiativă legislativă a Guvernului. În urma dezbaterilor, pe marginea proiectului de lege vizat, membrii comisiei comunică următoarele. Proiectul de lege a fost examinat în ședință plenară din 10 septembrie 2020.
În comisie a pervenit avizul Direcției Generale Juridice, comisie juridice, numiri și imunități, amendamentul deputatului Roxandra Glavan, prin care se propune majorarea veniturilor la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală cu 844 de milioane lei. Amendamentul în cauză nu a fost avizat de către guvern. Membrii comisiei au susținut amendamentul cu majoritatea de voturi ale deputaților aleși, însă se lasă la latitudinea plenului Parlamentului decizia asupra acestui pe motivul lipsei avizului pozitiv al guvernului. Cu votul majorității membrilor prezenți la ședință, 5 pro și 3 abțineri, se propune adoptarea proiectului de lege în lectura a doua de către plenul Parlamentului. Да, домна Насталко, вы рог. Госпожа председатель, спасибо большое. Госпожа председатель, по этому проекту закона разрешите, пожалуйста, доложить, что тот амендамент депутата, который был представлен в комиссии, не имеет авиза правительства, он не рассматривался. По заявлению консультанта комиссии, он вчера поступил очень поздно в комиссию, соответственно, это было уже после заседания правительства, которое было. И, соответственно, с тем, что сказал господин председатель Генеральной дирекции юридики, мы не можем голосовать за рапорт с этой поправкой. Поэтому просьба поставить эту поправку на голосование по отмене ее, исключению ее из рапорта. Стимац коллеги, дамна глава нового офер кувынту. Штиу. Amendamentul doamnei Glavan nu poate fi supus votului, fiindcă este neconstituțional. Păi aveți răbdare, eu asta și vreau să propun, fiindcă nici comisia nu avea dreptul să-l includă în raportul său acest amendament fără avizul guvernului și costul acestui amendament este la circa 1 miliard de lei. De ce? Fără a propune sursă. De ce, stimați colegi, vă rog să vă calmați, fără avizul guvernului, faceți o nouă inițiativă legislativă, domnul Sârbu, nu vă ofer cuvântul. Stimați colegi, se supune votului, după ce votăm, se supune votului excluderea din raportul comisiei a amendamentului doamnei Glavan. Cine este pentru, rog să votați. Altfel, nu intră în vigoare. Majoritatea voturilor. Amendamentul este exclus. Acum, nu fiți populiști până la infinit. Stimați colegi, se supune votului aprobarea în întregime, în lectura a doua, proiectul numărul 374 din 4 septembrie 2020, lectura a doua, cu excluderea amendamentului doamnei Glavan din raportul comisiei. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog, atent. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 29. Sectorul 3. Pe dumneavoastră nici nu v-au calculat. Sectorul 3, vă rog. 5, 6, 7, 8, 9. Sectorul 3, puteți să-mi dați? Ce s-a anunțat odată? Sectorul 3, 8 voturi am văzut, atât am văzut. 8 voturi. Cu 65 de voturi, proiectul este aprobat în lectura a doua. Fiecare sector este responsabil. Stimați colegi. Da, domnul Sârbu, de procedură. Numai calmați-vă, vă rog. Și încă o dată... Doamnă președinte, estimați colegi, chiar este de procedură, deoarece dumneavoastră aveți și obligațiunea juridică să vegheți asupra respectării regulamentului Parlamentului. Și chiar dacă nu sunteți de acord cu un amendament, atunci vreau să spun că articolul 68 și 69 din regulament prevede dezbaterea amendamentelor. În cadrul dezbaterilor pe articole, autorii amendamentelor pot să-și argumenteze propunerile.
indiferent, vă plac, nu vă plac, dau dreptul. Mai departe, articolul 69, iarăși alineatul 2, Parlamentul se va pronunța prin vot asupra fiecărui amendament. Indiferent, vă place, nu vă place, îl adoptați, nu îl adoptați, dar noi doar vă rugăm să respectați dreptul deputaților să-și argumenteze poziția și să supuneți votul. Respingeți-l dacă doriți, dar noi vă rugăm insistent să respectați regulamentul Parlamentului. Da, mulțumesc. Următorul proiect care se supune examinării pentru lectura 2375 din 4 septembrie, raportul comisiei, domnul Burduja. De procedură, domnul Candu. Da, domnul Candu. Doamna președinte, vă rugăm frumos să fiți mai atent atunci când se conectează microfoanele și când deputații solicită de procedură. Am înțeles. Regulamentul, vă mulțumim frumos. Regulamentul Parlamentului prevede posibilitatea exprimării voinței fracțiunii înainte de vot. Și înainte de vot v-am solicitat să permiteți să ne expunem părerea. Lucrul ăsta vrem să-l facem de fiecare dată, mai ales când există proiecte sensibile. Și dumneavoastră sunteți obligate să ne dați o astfel de posibilitate. Cerem o pauză de 30 de minute regulamentar înainte de a dezbate subiectul în lectura a doua politicii fiscale. Vă mulțumim. Da, mulțumesc. Noi politica fiscală mi se pare că nu o dezbatem, dar pauză 30 de minute. 11:45, 12:15 pauză. Stimați colegi deputați, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, membrii Comisiei, vă rog, în biroul 610. Membrii Comisiei Securitate Națională, domnul Eftode Vlad, dumneavoastră mă referă.
Doamna Sajam, de procedură? Nu? Deconectați microfonul, vă rog. Poftim? Urgență? V-am întrebat, de procedură? Da, vă rog, doamna Sajam. Pe data de 8 septembrie, Ucraina a interzis tranzitul cetățenilor străini. Ministerul nostru de externe nu a publicat nici măcar un anunț. A ieșit ieri un link mic pe site, fără ca măcar să fie publicat pe Facebook sau mai știu eu unde. Avem televiziune națională, vă rog mult să rezolvați problema oamenilor blocați la hotar. Ministerul de Externe a gestionat criza foarte rău. Noroc că avem în teritoriu diplomați cum se cade și au contribuit cumva să rezolvăm aceste probleme de mișcare a oamenilor. Vă rog frumos, cu titlul de interpelare, către domnul Țulea să rezolve problema oamenilor blocați la hotarul Ucrainei cu Rusia, cu Belorusia. Doamna Sajan, mulțumim, dar de fapt interpelările se fac la timpul cuvenit ca să audă. Raportul Comisiei Lectura a doua la proiectul 375 din 4 septembrie 2020, domnul Burduja, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi deputați. Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege numărul 375, care face parte din șirul de proiecte de legi legate de situația epidemiologică de Republica Moldova provocată de infecția COVID-19, precum și de consecințele calamităților naturale venite asupra producătorilor agricoli afectați. Amendamentele și propunerile înaintate la proiectul de lege în cauză au fost remise Guvernului Republicii Moldova ca să se expună asupra acestor propuneri în contextul prevederilor Constituției. Astfel, reieșind din avizul Guvernului, rezultatele examinării amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor sunt expuse în anexă, care este parte componentă a acestui raport. Pornind la cele expuse și ținând cont de avizile comisiilor permanente, Direcției Generale Juridice, Secretariatului Parlamentului, Comisia propune proiectul de lege privind modificarea unor alte acte normative spre examinarea Parlamentului și adoptare în a doua lectură. Da, mulțumesc, domnul Candu, la acest subiect. Vă mulțumesc frumos, doamna președinte. La acest subiect, luând de considerare și amendamentele care au fost făcute de colegii din Pro-Moldova, stimate domnule raportor, vă rugăm frumos să precizați dacă propunerea de a exclude articolul 3, care se referă la rândul ei, la excluderea acelei indemnizații de 16.000 de lei pentru medici, a fost acceptată să fie exclus această excludere. Adică, cu alte cuvinte, să rămână indemnizația de 16.000 de lei pentru medici. Domnul Burduja, vă rog. Au fost mai multe, probabil toate fracțiunile au propus și aici au fost comisia. Da, domnule deputat, deci conform anexei sinteză la raportul prezentat de Comisia Economie, Buget și Finanțe, dacă îl observați la pagina 19, această propunere este susținută de către guvern. Da, mulțumesc, domnul Candu, a doua. Da, într-adevăr, vă mulțumesc. Precizarea este că, într-adevăr, au făcut mai mulți colegi un astfel de amendament. Și acum întrebarea în același context, dar guvernul a susținut acest amendament a deputaților? Deci, rog să ridicați raportul sinteză și la pagina 19 este fixat acest moment. Se susține. La guvernul, domnul Candu, după cât eu am citit avizul guvernului, guvernul a spus că da, este dificil, dar rămâne la latitudinea Parlamentului. Ați avut două intervenții. Următoare precizare. Guvernul nu a zis nu. Guvernul a lăsat la latitudinea Parlamentului. Stimați colegi deputați, Comisia a lucrat împreună cu Guvernul și a luat decizia respectivă. Stimați colegi, domnul Slusăr, vă rog. Amendamente. Da, amendamentul dumneavoastră, vă rog. Domnul Burduja, fiți atenți, amendamentul domnului Slusăr. În ce-i problema?
amendamentul legat de termenul nu necesită alocarea imediată banilor, nimic nu schimbă, doar că a fost înțelegere cu agricultorii că regimul de rambursare TVA și moratoriul să fie pe un an. Și agricultorii nu sunt mulțumiți doar de 3 luni și solicită predictibilitate. Iată de ce în numele platformei DA am venit cu acest amendament, că pentru articolul 11, legea 60, aliniatul 2, să introducem, prin derogarea de aliniatul 1, rambursarea TVA pentru producători agricoli afectați de secetă se efectuează până la 30 septembrie 2021 inclusiv, precum și articolul 1 prim, sintagma 31 decembrie 2020 se substituie cu sintagma 30 septembrie 2021, mă refer aici la moratoriu la controale fiscale. Da, mulțumesc. Domnul Burdușă, vă rog. Poziția comisiei. Da, într-adevăr, stimați deputați, a fost în cadrul comisiei examinat acest amendament. Comisia cu majoritate de voturi nu a susținut, argumentarea fiind că este vorba de un an nou bugetar, având în vedere că aceste măsuri sunt anume care să vină în ajutor producătorilor în anul de criză și în condițiile pandemiei, de aceea s-a decis ca să revenim la acest subiect la momentul când vom aproba bugetul pentru anul 2021, pentru că sunt niște condiții care trebuie corolate cu cifrele bugetului care îl vom aproba pentru 2021. Da, mulțumesc, stimați colegi. Supun votului amendamentul domnului Slusări. Cine este pentru, rog să votați. Comisia n-a susținut acest amendament. Rog numărătorii rezultatele. Sectorul 1, 0. Sectorul 2. Sectorul 2, 14. 14. Sectorul 3? Sector 3, 21. 21. Cu 35 de voturi nu a trecut amendamentul. Următorul amendament, doamna Ivanov. Doamna președinte, în calitate de autor a amendamentului cu privire la excluderea articolului 3 în vederea păstrării indemnizației unice de 16.000 de lei pentru lucrătorii medicali, vreau totuși să avem o claritate, fiindcă nu este clar ce este decizia respectivă și vă rog foarte mult să supuneți votul la acest amendament. Vă mulțumesc. Stimați colegi, comisia a susținut acest amendament. Noi supunem votului doar ceea ce nu este susținut de către comisie. Comisia a susținut amendamentul. Doamna Ivanov, vă rog. Deci medicii vor primi aceste 16.000 de lei. Și nu doar medicii. Mulțumesc. Următorul, domnul Sârbu, ați avut amendament? Da, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi ne bucurăm că inițiativa Promoldova și inițiativa altor colegi legate de 16.000 de lei, acea indemnizație a rămas în vigoare, în pofida faptului că guvernul a dat aviz negativ, dar ne bucurăm acest lucru. Asta doar se ține de abordarea selectivă de proiectul precedent. Dar noi am mai avut, Promoldova a mai avut un amendament și permiteți-mi să-l vociferez. Noi insistăm ca să fie introdusă indemnizația unică de 100.000 de lei pentru urmașii personalului medical decedați. Cred că merită familiile acelor eroi în alb să fie susținuți din partea statului și de aceea chiar vă rugăm să supuneți votul și cu siguranță, dacă este voință politică, atunci și surse financiare se vor găsi. Vă mulțumesc. Da, populismul nu are margini. Domnul Burdușă, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, reiterez, deci cu excepția acelor deputați care au depus amendamente și au fost în cadrul comisiei și le-au vociferat, deci ele toate au fost examinate, inclusiv și aceste amendamente de care se referă colegul nostru, domnul Sârbu. De ce spun? Deci noi, întru toate, ele au fost supuse în cadrul comisiei spre dezbatere, reieșind prin prisma avizului guvernului. De ce? Ea este parte componentă, încă o dată reiterez, sinteza la raport. De ce? Rog frumos. Stimați colegi, ca să colegii să nu spună că, dar înțelegem, să propune ceea ce nu poate fi votat și cât mai repede și să ducem țara în impas. Deci, cine este pentru amendamentul domnului Sârbu, care n-a fost susținut nici de guvern,
Nici în comisie n-a fost susținut. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii. Sectorul 1, 0. Sectorul 2, 16. Sectorul 3. Sector 3, 22 și plus 1, cred că pici. Sprimblă un vot încă. Nu sprimblă, 38 de voturi n-au fost susținut. Cel care sprimblă să vină în sală. Domnul Vovc, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. La votarea în primă lectură s-a vorbit despre acest amendament, s-a dat asigurări să înregistrăm, el deja era înregistrat, doar că în același timp deja avea loc ședința guvernului și sper că doar a fost o eroare tehnică că s-a dat de la guvern un aviz negativ. Eu, împreună cu doamna Maria Ciobanu, solicităm prin acest amendament modificarea la actul normativ 375 și anume la legea 270 din 2018 la anexa 7. Astfel că la poziția E4021, metodist în învățământ general și învățământ profesional tehnic, să se propui modificarea cifrei de la 52 la 56. Scopul este deoarece formula de salarizare pentru cadri didactici care lucrează cu copii cu dizabilități severe a rămas la treapta 52, în timp ce pentru majoritatea cadrelor didactice a fost modificată clasa de salarizare la 56. Menționăm că implementarea educației inclusive și munca acestor cadre didactice este foarte complicată și trebuie apreciată de către stat la justa valoare. Aceste persoane sunt implicate în lucru cu copii cu dizabilități severe și necesități multiple, care manifestă reacții involuntare, comportament impulsiv. Activitățile cu acești copii au un impact semnificativ asupra stării emoționale, fizice și cognitive a cadrelor didactice. De aia solicităm votarea acestui amendament pentru a remedia o nedreptate făcută de față de aceste cadre didactice. Da, domnul Burdușă, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, în cadrul dezbaterii acestui proiect la lectura întâi, noi atunci, ședința a fost publică, am informat toți colegii deputați că este de dorit, obligatoriu să se prezinte amendamentele în termen până la orele 17. Ceea ce s-a făcut, eu înțeleg aceste declarații pe care le faceți dumneavoastră, dar haideți să ne asumăm și responsabilitate pentru ele. E ușor a vocifera acest lucru, dar este cu totul altceva să aibă acoperire financiară acest lucru. Deci este, încă o dată, el este reflectat în sinteza la raportul comisiei și guvernul și-a expus poziția pe el. Da. Mulțumesc, eu supun votului, stimați colegi, amendamentul domnului Vovc, care nu are suport financiar, nu a fost susținut de guvern și nu a fost susținut nici de comisie. Noi aici putem să propunem ce doriți. Dar, stimați colegi, cine este pentru a susține amendamentul domnului Vovc, rog să votați. Da, vă rog. Sectorul 1, 0. 2. Sectorul 2, 18. Sectorul 3. Sector 3, 21. 21. Cu 39 de voturi, amendamentul n-a fost susținut. Doamna Ciobanu, la acest amendament? Doamna Ciobanu, vă rog. Doamnă președintă, eu nu voi da citire amendamentelor mele, fiindcă e clar că niciunul n-a fost acceptat. Doar vreau să-l întreb pe domnul ministru Pușcuță. Cine face lobby? Deputata Maria Ciobanu? Sau deputații din majoritatea șubredă pe care o aveți? Stimați colegi, eu nu cred că a fost o întrebare și... Stimați colegi, altele nu sunt, supun votului aprobarea în întregime a proiectului 375 din 4 septembrie 2020, lectura a doua. Cine este pentru, rog să votați, numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, vă rog. Sectorul 2, 29. Ridicați mâna, cât mai sectorul 3.
Stimați colegi, fiți atenți. Eu foarte clar și respectat anunț care proiect se votează. Și pe ecran este. Sector 3, 17. 17. Cu 74 de voturi, proiectul este votat în lectura a doua și finală. Următorul proiect este pentru lectura a doua, proiectul 376 din 4 septembrie 2020, raportul comisiei. Domnul Golovățiuc, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Economiei Bugeți... Comisia Economiei, Bugete și Finanțe a examinat în lectura a doua proiectul de lege pentru modificarea articolul 4 din legea numărul 393 din anul 1999 cu privire la Camera de Comerț și Industrie și informează despre următoarele. Pentru lectura a doua, Comisia Economiei, Bugete și Finanțe a examinat și a susținut amendamentul deputatului Nicolae Ciubuc la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din lege cu privire la Camera de Comerț și Industrie. În contextul, în considerație amendamentul acceptat, Comisia Economiei, Bugete și Finanțe propune adoptarea proiectului de lege numărul 376 din 4 septembrie anul curent în lectura a doua și lectura finală. Mulțumesc! Lectura a doua ca fiind finală. Da, stimați colegi, se supune votului aprobarea în lectura a doua proiectul în condițiile raportului Comisiei Economiei, Bugete și Finanțe, proiectul 376 din 4 septembrie 2020. Stimați deputați, lăsați telefoanele la o parte, noi suntem în procedura de vot. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2, 41. Sectorul 3. Sector 3, 19. Cu 88 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect care se supune examinării pentru lectura a doua este proiectul 377 din 4 septembrie 2020, lectura a doua, raportul Comisiei Economiei, Bugete și Finanțe. Domnul Golovățiuc, vă rog. Mulțumesc. Comisia Economiei, Bugete și Finanțe a examinat în a doua lectură proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative prezentat de către Guvernul Republicii Moldova și raportează următoarele. Propunerile și obiecțiile parvenite au fost sistematizate și examinate pentru lectura a doua, fiind reflectate în sinteza rezultatelor examinării lor și a proiectului de lege redactat, care sunt părți integrante ale raportului Comisiei. În contextul modificărilor acceptate, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune plenului Parlamentului adoptarea proiectului de lege redactat în a doua lectură. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul Marian, ați avut amendament? Vă rog. Mersi mult, doamnă președinte. Domnul raportor, eu totuși vreau să facem o claritate cu referire la amendamentul domnului Mudreac, sau cel puțin în sinteză este amendamentul CNPF-ului, prin care se garantează faptul că cei angajați de la CNPF vor trece la Banca Națională a Moldovei. Eu vreau să înțeleg dacă asta se include în raport, pentru că în sinteză acest amendament nu se susține. Iar noi la comisii l-am susținut. La CNPF, amendamentul CNPF pe același subiect nu se susține, amendamentul domnului Mudreac se susține. Deci, ele sunt identice. Ele se referă la același... Nu sunt identici. Domnul Golovățiuc, vă rog. Nu sunt autorul, sunt... Am întrebare. Domnul Golovățiuc, a fost... Vă rog. Nu e autor, dar vă rog. S-a susținut de principiu acest subiect. S-a susținut, după cât eu am văzut sinteza... Acceptat totalmente, doamna președinte. Acceptat totalmente. Poftim? Da, domnul Marian. Eu cred că este important să auzim opinia BNM-ului, pentru că eu personal am rezerve față de acest amendament. Există legislația în vigoare a Codului Muncii care prevede acest transfer. Nu știu dacă noi trebuie să... Legislația prevede și după cât eu cunosc a fost coordonat și cu cei de la Fondul Monetar, fiindcă
a fost în coordonare elaborat acest proiect, de acest transfer, de ce fondul monetar nu este împotrivă, să includem suplimentar. Eu au spus că asta este chestia voastră. Stimați colegi, haideți să nu complicăm unde nu este complicare. De ce, stimați colegi, supun votului pentru a fi aprobat în lectura a doua proiectul 377 din 4 septembrie 2020. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, vă rog. Domnul Slusar, eu încă o scuză n-au să ați votat. Sectorul 2, 34. Sectorul 3. Sectorul 3, 19. 19. Cu 81 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect este proiectul 365 din 14 august 2020, lectura a doua. Domnul Buza, președintele Comisiei, vă rog. Stimată domnul președinte, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a examinat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 365 din 14.08.2020, lectura a doua, prezentant de către guvern. Urmarea votului cu votul unanim a membrilor săi prezenți în ședință, 8 voturi pentru, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie propune examinarea și adoptarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, numărul 365 din 14.08.2020, în ședință de plen a Parlamentului, lectura a doua. Stimați colegi, se supune votului pentru lectura a doua proiectul 365 din 14 august 2020 în condițiile raportului Comisiei de Specialitate. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, fiți atenți. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 41. Sectorul 3. Sectorul 3, 20. 89 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect este proiectul 369 din 1 septembrie 2020, raportul domnul Jăzdan, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Stimați colegi, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, sesizată în fond, a examinat obiecțiile și propunerile ce se conțin în avizele înaintate de către Comisiile Parlamentare Permanente și Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din legea numărul 70 din 2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative. Decizia argumentată a Comisiei asupra obiecțiilor și propunerilor se conține în sinteza amendamentelor care este parte integrantă al prezentului raport. Reșit din cele sus menționate, Comisia, cu votul majorității membrilor săi, solicită plenul Parlamentului adoptarea acestuia în lectura a doua. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Stimați colegi, se supune votului pentru lectura a doua proiectul 369 din 1 septembrie 2020. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog, rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 41. 41. Sectorul 3. Sectorul 3. Sectorul 3, 2. 2. Cu 71 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Stimați colegi, următorul subiect care se supune examinării pentru lectura a doua este proiectul numărul 170 din 8 mai 2020, domnul Burduja, Comisia Economiei, Buget și Finanțe. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege numărul 170 privind modificarea codului transporturilor rutier și a ținut cont la această examinare de avizele prezentate de Guvernul Republicii Moldova, avizele comisiilor permanente recepționate și de avizul Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului, rezultatul examinării propunerilor, obiecțiilor și amendamentului
înaintat sunt expuse în sinteză, care este parte componentă a acestui raport. Modificările susținute de către Comisie au drept scop ajustarea proiectului în vederea facilitării gestionării stocurilor de autorizații de transport rutier în trafic internațional. Suplimentar la proiectul legii, Comisia a acceptat și unele modificări cu caracter redacțional și de tehnică legislativă. Urmarea examinării proiectului, ținând cont de avizele prezentate, Comisia propune plenului Parlamentului examinarea și adoptarea în lectura a doua a proiectului, conform rezultatelor examinării incluse în sinteza anexată la prezentul raport. Da, mulțumesc, stimați colegi, se supune votului pentru... Colegi, suntem în lectura a doua. Se supune votului pentru aprobare în lectura a doua proiectul numărul 170 din 8 mai 2020, în condițiile raportului prezentat de către Comisia Economiei, Buget și Finanțe. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 22. 22. Sectorul 3. Sector 3, 1. 1. 51 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect este proiectul numărul 209 din 28 mai 2020, lectura a doua, raportor, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, domnul Lebedinski. Era mai ușor să vă numesc pe nume decât să citesc denumirea comisiei. Onorat plen, doamnă președinte, pe data de 11.09.2020 am avut ședință comisiei la care a fost examinat proiectul de lege nominalizat 209 din, și la care au fost avizate și de către Centrul Național Anticorupție, Guvern, Direcția Generală Juridică, Secretariatul Parlamentului. La ședința comisiei de profil au fost depuse și amendamentele autorului domnului Bolea și a membrilor comisiei. Ca rezultat, comisia propunere expunerea alineatului 5 a proiectului de lege, inclusiv și în baza avizului guvernului, în următoare redacții. Absolvenții instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară, beneficiari ai programelor acreditate în domeniul general de studii educației sau domeniul echivalent, care și-au făcut studiile pe locuri de, cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, absolvenții programelor respective din instituțiile de învățământ din străinătate, acreditate în condițiile legii, inclusiv absolvenții care au cumulat studiile cu activitate pedagogică, ulterior angajați în instituțiile de învățământ prin repartizare către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, beneficiază în primii 3 ani de activitate didactică de la repartizare, de indemnizații în modul stabilit de guvern din mijloacele bugetului de stat achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea și ale UTA Găgăuzea. Urmarea dezbaterilor, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, cu votul unanim a membrilor prezenți 11 pro, propune proiectul de lege spre examinare și adoptare în plenul Parlamentului pentru lectura a doua cu modificările propuse de comisie. Stimați colegi, se supune votului aprobare pentru lectura a doua în condițiile raportului Comisiei de Specialitate, proiectul numărul 209 din 28 mai 2020. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2, 41. Radu, tu ai votat? Radu! Paș 1. Sectorul 3. Sector 3, 20. 20. Cu 89 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect este proiectul 352 din 29 iulie 2020, comasat cu proiectul 304 din 7 iulie 2020, lectura a doua. Raportor, Comisia Agricultură, domnul Mudreac, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Agricultură și Industrie Alimentară a examinat proiectul de lege privind asigurarea subvențională în agricultură, înaintat cu titlul din inițiativă legislativă de către Guvernul Republicii Moldova și comunic următoarele. Proiectul are drept scop stimularea accesului fermierilor la asigurările în agricultură prin aplicarea la o cotă mai înaltă a subvenționării
premii de asigurare, precum și creșterea posibilității pentru asiguratori de a crea noi produse de asigurare solicitate de către producătorii agricoli. În ședința sa din 10.09.2020, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege 304 din 07.07.2020 și proiectul 352 din 29.07.2020, fiind aprobat decizia de comasare acestora de bază stabilindu-se proiectul numărul 352. Majoritatea propunerilor din proiectul de lege 304 se regăsesc în proiectul de bază, iar propunerile aferente reglementării particularităților stabilirii sumei de asigurare, de constatare a prejudiciului suportat ca urmare a producerii riscului asigurat, modul subvenționării și cuantumul subvenționării rămân cele stabilite de guvern. Totodată, la propunerea de la punctul 1 din proiectul 304, privind definitivarea noțiunii de sumă asigurată, comunicăm că aspectele date sunt reglementate de articolul 6 din legea 47 cu privire la asigurări, din care motiv considerăm inoportună inserarea noțiunii respective în proiectul supus examinării. Comisia a examinat și a acceptat amendamentul deputatului Mudreac privitor la modificarea termenului de intrare în vigoare a legii, astfel termenul de 6 luni a fost redus la 3 luni. Proiectul de lege modificat prin prisma propunerii acceptate se anexează la prezentul raport. În context, Comisia Agricultură și Industrie Alimentară, cu votul majorității membrilor săi, propune plenul Parlamentului proiectul de lege înregistrat cu numărul 352 din 29.07.2020 spre examinare și aprobare în lectura a doua, ca lectură finală. Da, mulțumesc, stimați colegi. Se supune votului aprobarea în lectura a doua a proiectului 352 din 29 iulie 2020, care a fost comasat cu proiectul 304, în condițiile raportului comisiei. Cine este pentru, rog să votați. Lectura a doua, numărătorii. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 41. Sectorul 3. Sectorul 3, 21. 20. Cu 89 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect care se supune examinării este un proiect de hotărâre, autor domnul Olenic, proiectul 385 din 10 septembrie 2020. Domnul Olenic, vă rog, spate și de pe loc dacă doriți. Da, sigur. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Se propune proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului privind instituirea Comisiei Speciale pentru elaborarea Programului Național de Irigare a Terenurilor Agricole. Necesitatea operării modificărilor date a reieșit ca urmare a dezbaterilor în cadrul Comisiei Speciale, în comun cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și a partenerilor de dezvoltare. Examinând minuțios cadrul legislativ și normativ existent, s-a convenit de a schimba denumirea documentului propus pentru elaborare din program național în strategie, în strategia sectorială, deci de a elabora Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030. Stabilim și termenul concret, fapt ce ar permite înglobarea atât a competenței de irigare a terenurilor agricole, cât și reabilitarea și instalarea de noi sisteme de irigare. Este o modificare pur tehnică, așa că rog susținerea noastră. Da, mulțumesc, doamna Tauber, la acest subiect. Da, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați autori, stimate domnule Olenic, fracțiunea Partidului Ușor, desigur că suntem de acord cu această propunere și cu faptul că comisia specială, această comisie specială trebuie să fie creată. Totodată, ieri noi am dat întrebarea referitor la componența acestei comisii și din partea noastră, din partea fracțiunii Partidului Ușor, noi propunem și insistăm ca în componența comisiei să fie inclusă doamna Violeta Ivanov, vicepreședinte al fracțiunii Partidului Ușor. Domnul Olenic, vă rog. Da. Stimați colegi, noi inițial, când am votat hotărârea, au fost
propus pentru fracțiunea Șor, un membru este enunțat în hotărârea de bază, așa că, doamna Violeta, cu plăcere. Este dreptul fracțiunii. Stimați colegi, alte întrebări nu sunt, supun votului modificările la hotărâre respectivă, modificări inițiate sub numărul 385 din 10 septembrie 2020. Cine este pentru? Cu cei ce a fost propus de către fracțiune? Stimați colegi, cu cei ce a fost propus de fracțiune, cine este pentru, rog să votați. E hotărâre de Parlament. Modificare majoritatea deputaților nu trebuie să numărați. Domnul Bolea de procedură. Da, eu încerc scuză pentru orice comisii care se constituie, dacă nu greșesc, trebuie să persoana să enunță dacă nu are vreun impediment de a participa în activitatea acestei comisii. Doamna Ivanova, s-a auzit solicitarea? Vă rog să faceți declarația respectivă. Lipsă de conflicte și interes. Participare în această comisie. Da, eu confirm lipsa de conflicte și interese. Interesul meu este doar ca să ajut sectorul, cu atât mai mult că sunt doctor în știință și lucrarea mea este dedicată sectorului respectiv, anume cum am putea soluționa problema în agricultură prin aprovizionarea agriculturii cu apă. Propunerea mea, care mi-o descriu în lucrare, aș vrea foarte mult să fie implementată, deoarece ține de colectarea apelor atunci când ele sunt în exces și utilizarea în timpul secetei. De aceea declar doar interesul de a contribui la soluționarea problemei respective din domeniul agriculturii, care este foarte, foarte necesară. Mulțumesc! Mulțumim! Stimați colegi, doamna Ivanov, numai trebuie să avem grijă că conform procedurii afilierea la o fracțiune este după 6 luni. De ce este ceea ce este, conform regulamentul Parlamentului, noi nu avem nimic împotrivă participării dumneavoastră, dar cred că nu vă deranjează, este important să participați acolo. Următorul proiect care se supune examinării pentru lectura a doua este proiectul 269 din 22 iunie 2020, lectura a doua. Domnul Jăzdan, vă rog, președintele comisiei. Stimați colegi, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a examinat amendamentele, obiecțiile și propunerile de modificare a prezentului proiect, iar opinia argumentată a membrilor comisiei se regăsește în sinteza amendamentelor anexată la prezentul raport. Proiectul a fost supus redactării din punct de vedere al corectitudinii lingvistice, care la fel este parte integrantă a prezentului raport. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, cu votul majorității membrilor săi, propune examinarea și adoptarea în lectura a doua proiectului de lege cu privire la Sistemul Național Automatizat de Evidență a Contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Stimați colegi, supun votului pentru lectura a doua proiectul 269 din 22 iunie 2020, lectura a doua, cine este pentru, rog să votați, numărătorii. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 41. Sectorul 3. 18. Cu 87 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect este proiectul numărul 220, din 4 iunie 2020, lectura a doua, raportor, președintele Comisiei Control al Finanțelor Publice, domnul Munteanu. 220. Domnul Munteanu, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, am raportul pentru lectura a doua.
În conformitate cu prevederile regulamentului Parlamentului adoptat prin lege numărul 797-1996, Comisia de Control a Finanțelor Publice a examinat proiectul de lege privind modificarea unor acte normative și comunică următoarele. În cadrul pregătirii acestui proiect de lege pentru dezbaterea în a doua lectură, la ședința Comisiei au fost examinate amendamentele, propunerile și obiecțiile înaintate de Comisia Economiei, Buget și Finanțe, Comisia Administrației Publice, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului, Guvernul Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Secretariatul Comunității Energetice a Uniunii Europene, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, precum și alte organizații și participanți la procesul de elaborare. De asemenea, au fost examinate constatările și recomandările expertizei anticorupție realizate de Centrul Național Anticorupție. Rezultatul analizei amendamentelor, propunerilor și obiecțiilor, precum și opinia Comisiei pe marginea acestora, au fost expuse în sinteză, care este parte componentă a prezentului raport. În rezultatul examinării, membrii Comisiei de Control a Finanțelor Publice, cu votul majoritar al membrilor prezenți la ședință, 4 voturi pro, au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare în lectura a doua, în ședința plenară a Parlamentului, proiectul legii numărul 220 din 0406-2020 pentru modificarea unor acte normative, luând în considerare amendamentele acceptate de către Comisie. Da, mulțumesc, stimați colegi, se supune votului pentru a fi aprobat în lectura a doua proiectul numărul 220 din 4 iunie 2020. Cine este pentru, rog să votați. Numărătorii, vă rog rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, vă rog. Sectorul 2, 34. Sectorul 3, 18. Cu 80 de voturi, proiectul a fost votat în lectura a doua. Următorul proiect care se supune examinării este proiectul introdus în suplimentul ordinei de zi, proiectul numărul 380 din 8 septembrie 2020, domnul Burduja. Da, vă rog, la tribuna centrală, raportor. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, spre atenția dumneavoastră se propune un proiect de lege a unui grup de deputați de la fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, care a fost elaborat în baza solicitării primăriei municipiului Chișinău în vederea importului a 25 de troleibuse potrivit clasificării tarifare la 8702 din codul VAMAL. Deci, în esență, este vorba de importul a 25 de troleibuse de tip second hand care vin să renoveze mișcarea circuitului urban la nivel de municipiu și o să fac referire aici că astăzi parcul de troleibuse nu se isprăvește în special în orele de vârf atunci când este vorba de transportul cetățenilor spre serviciu și a elevilor la școală și de asta se solicită, având în vedere bugetul austier al primăriei municipiului Chișinău, care nu are posibilitate să procure astăzi troleibuse noi, se vine cu o soluție de alternativă prin care se propune procurarea unor troleibuse complet restaurate și în stare foarte bună de funcționare, corespunzând tuturor rigorilor actuale de utilizare și exploatare. În felul ăsta, trag atenție dumneavoastră că, deci, conform proiectului de lege, deci avem o anexă prin care este specificat codul tarifar și anul de dare în exploatare. Da, deci este vorba despre niște mijloace de transport troleibuse produse în anii 2007-2008, cu excepția a 5 troleibuse de producție Solaris Polonia, care sunt produse în anul 2005, dar este vorba totuși de niște troleibuse cu lungimea de 18 metri față de cele standarde de 15 metri Skoda, care noi de asemenea le-am reflectat în această anexă,
și sunt trolebuse articulate Solaris. Ele dispun de sisteme video, inclusiv în interiorul salonului, dispun de sisteme de aer condiționat, sunt cu podeaua joasă, care au accesibil inclusiv și persoanele cu necesități speciale. În felul ăsta este o alternativă, este o alternativă, spun încă o dată, pentru renovarea și buna funcționare a mobilității urbane până la urmă. Spre atenția dumneavoastră vreau să prezint chiar și fotografiile care au fost efectuate la aceste mijloace de transport. Cam asta ar fi esența, adică, nu știu, dacă sunt întrebări, sunt gata să explic. Domnul Carp are o întrebare. Sau două. Domnul Carp, vă rog. Da. Domnul Burduja, noi din câte cunosc eu, municipiul Chișinău ansambla înainte trolebuze de vreo câțiva ani de zile. Da, întrebarea mea este dacă dumneavoastră cunoașteți, se mai păstrează acea producție sau linie de producție de ansamblare în municipiul Chișinău și ea nu face față cumva? Sau s-au schimbat cumva abordările și s-a duc trolebuze de 20 de ani aproape în loc să fie ansamblate aici noi? Stimate domnule deputat, cu certitudine se păstrează această asamblare și mă refer la faptul că ea este în continuă desfășurare, dar mă refer pe moment. Adică noi avem situația când s-a început pandemia din martie și astăzi pur și simplu transportul urban disponibil în parcurile urbane, deci nu este în putere să asigure această circuit logistic la nivel de municipalitate. Aceste troleibuse sunt de fapt o alternativă care ar putea să dezamurseze în orele de vârf numărul de pasageri din cadrul troleibusului, pentru că este vorba totuși de contaminare și acolo e vorba de copii. Însă proiectul derulează. Cert este faptul că aceste troleibuse de fapt sunt procurate la, dacă o să facem comparație cu un troleibus nou, gen care se ansamblează este de circa 90.000 de euro. Acest troleibus în stare nouă costă, dacă vorbim de Skoda, costă 300.000 de euro, iar Solaris 500.000 de euro, atunci ele sunt procurate cu la nivel de 17-25.000 de euro unitate. Adică sunt o alternativă care va amortiza acest flux de pasageri. Este foarte important pe moment să respectăm aceste norme, în special pentru elevii care pleacă la școală. Însă proiectul care vă referiți dumneavoastră, desigur că este în derulare și nici într-un fel nu va afecta acest moment. Am două întrebări. Da. Da, vă rog, două întrebări. Eu de ce am întrebat? În fiecare tehnic și are o perioadă de exploatare, în condițiile date vedem aceste trolebuze au 15 ani, dacă sunt din 2005, deci, desigur, ele vor necesita și piese de reparație care ele nu costă ieftin. Chiar dacă el costă 20.000 la achiziționare, piesele o să coste noi destul de scump. Și eu, în general, cred că noi, dacă am avea o abordare în care am putea scuti de impozitare sau de taxa asta de vamă, piesele care vin pentru ansamblare trolebuzurilor în municipiul Chișinău, noi am putea avea trolebuzuri noi ansamblate aici, crescând numărul de unități care se ansamblează, și am avea unități noi, fiindcă în perioada de exploatare, deci costul, fiecare, dacă o mașină costă 1.000.000, costul pentru 10 ani de exploatare o să coste mai scump decât o mașină care costă 100.000. Eu cred că abordările ar fi fost mai corecte dacă noi am fi crescut numărul și am fi scutit de impozit, pentru că cu adevărat trebuie ajutat municipiul Chișinău să-și înnoiască parcul de trolebuze. Deci asta, deci eu cred că este mai corect deci, decât faptul dacă noi am aduce trolebuze vechi. Nu e clar cum să, până la urmă, cum să scutim de într-un fel sau altul, să vota, nu, acum o să vedem, dar eu cred că este o abordare greșită să aducem trolebuze foarte scumpe noi, care ele sunt vechi acum, care ne vor costa foarte scump în municipiul Chișinău întreținerea lor. Mersi mult! Da, am înțeles întrebarea, stimate domnule deputat. Deci, desigur că concluzia poți să o faci prin comparație. Deci, astăzi pe rutele urbane circulă troleibuse care au peste 30 de ani de zile și noi trebuie să recunoaștem acest lucru. Suma disponibilă pentru aceste 25 de troleibuse, de fapt, este, dacă ar fi vorba ansamblării, ar fi vorba de asamblarea 6 troleibuse, care ele și așa se asamblează. Aici sunt câteva componente absolut importante. Prima, dezamorsarea în orele de vârf, pentru că s-a început anul școlar și ele trebuie să aibă
loc această rărire a pasagerilor la nivel de urbă. 2. Asamblarea necesită o perioadă mai îndelungată și un buget mai suplimentar, de care astăzi primăria nu dispune în condițiile de pandemie, fiind realocarea unor mijloace. Și 3. Faptul că aceste troleibuse sunt absolut funcționale conform rezultatelor tehnice care au fost efectuate. Repet, asta este o măsură de alternativă pentru fluidizarea circuitului urban. Mai mult ca atât, aceste troleibuse sunt disponibile să circule și la nivel de suburbii, adică ele pot circula fără curent electric circa 100-160 de kilometri. Iată care este argumentarea. Propunerea dumneavoastră care ați făcut-o cu piesele de schimb, eu cred că este o propunere bună și trebuie să gândească. Mai mult că atât, aceste troleibuse astăzi la aceeași vârstă deservesc multe orașe ale Europei, cum ar fi din Italia, din Franța, domnul Burdușa, este clar. Următoarea întrebare, domnul Grosu. Eu doar vreau să anunț, domnul președinte, că noi susținem această inițiativă. Unica doleanță, profit de ocazie și sper că ne aude și municipalitatea și regia, da, neapărat cât este posibil de pus pentru, de avut trolebuse mai multe pentru elevi și profesori, anume în perioada asta, pentru că noi toți vedem, nu se respectă deloc normele de distanță în aceste unități de transport, dar ele sunt focare principale, pe lângă alte prostii de comportament care dau dovadă alți demnitari. Și eu aș mai avea o doleanță, așa, personală a mea, nu din partea colegilor, către noastre și colegii din municipiu să fiți la fel de combativi atunci când vedeți, spre exemplu, cum se înstrăinează hectare de pământ din Chișinău. Ia ca să veniți aici și să spuneți, haideți să luăm o atitudine și noi o să votăm atitudinea dată. Vă mulțumesc, noi votăm. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Perciun. Da, stimați colegi, vreau doar cu titlul de informare spun că decizia asta este parte din cumva strategia de renovare a parcului urban de transport public a municipiului Chișinău. Ceea ce bucură este că la nivelul Consiliului Municipal există consens politic pe subiectul transportului public. A existat un grup de lucru în frunte cu colegul nostru Alexandru Trupca, care a elaborat un proiect de decizie și care a fost votat în unanimitate de către toți consilierii municipali. Vedeți că acum ați procură 100 de autobuze anul acesta, până în 2023 îți vor mai procura încă 250 de autobuze, îți procură aceste trolebuze. E salutabil faptul că în sfârșit în municipiul Chișinău, cu participarea tuturor consilierilor, are loc renovarea transportului public, un subiect care a stagnat mulți, mulți ani și acum se rezolvă. Noi vom ține proiectul, după cum am spus. Da, mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Riniță. Dincolo de faptul că după mine s-ar merita să facem un efort de a procura troleibuze noi, evident, fiindcă cele rulate nu vor ține mult, cred că se merita totuși din puținul pe care îl avem să procurăm noi ca o durată de viață respectiv mai mare. Dar vroiam să vă întreb, procurarea se va face direct de la primărie la primărie sau mai apar intermediari și cine sunt aceștia? Deci vreau să fac referire la faptul că Consiliul Municipal Chișinău, prin unanimitate de voturi, a aprobat această procurare. Actualmente se solicită față de plenul Parlamentului de a le poziționa în regim vamal. Totodată procură regie transport electric, întreprindere municipală, care va participa la această procurare. Deci nu există niciun intermediar, absolut nimic. Mulțumesc, aveți a doua întrebare? A, ne lăsați ei, bun. Următoarea întrebare, domnul Slusăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Consilierii municipali de o platformă, da, la fel au participat în acest proces, au fost discuțiile, noi salutăm ideea procurării unităților de transport, doar aici sunt și chiar și au fost la noi o doleanță, că înțelegem situația, înțelegem sărăcia noastră, că mai mult de 10 ani, dar totuși de acord cu ceea ce a spus domnul Carp cu termenul de exploatare, cheltuielile de transportare. Și atunci s-a dat o idee așa de compromis, să fie mai mult de 10 ani, dar totuși să nu fie mai mult de 12 ani.
Eu am analizat atent anexa care noi am discutat și în cadrul comisiei. O bună parte din unitățile, din trolebuse, anul fabricării corespunde, 12-13 ani, dar au fost vreo 5 sau 6 care au aproape 20 de ani. Noi putem ceva să modificăm astfel încât totuși 25 de trolebuse, termenul lor fie și mai mult de 10 ani, să nu depășească 13 ani măcar. Stimate domnule vicepreședinte, deci reiterez, este vorba nu de procurarea unor troleibuse, dar este vorba de procurarea troleibuselor concrete cu număr de caroserie concret care sunt fixate în prezentul proiect de lege. Deci astăzi se procură ceea ce este deja identificat, trecut prin expertiză tehnică de către specialiștii de la Regia Transport Electric. Eu nu știu, poate ei ar căuta și nu știu dacă ar putea să mai găsească alternative de genul respectiv, pentru că, încă o dată reiterez, ei vorbim de subiect concret care trebuie să-l procure ei prin acțiunea care au inițiat. Da, mulțumesc, domnul Slusăr, vă rog. Și dacă noi, teoretic, nu votăm azi acest lucru, aceste trolebuse, unități concrete, care sunt deja fixate, stabilite, spre procurare cu ele, ce va fi? Domnul Burduja, ce domnule vicepreședinte, deci, în primul rând, trebuie să înțelegem, nu știu, de procedură, de fapt, ce se întâmplă. Astăzi este inițiat un tender la care primăria, sau mai bine zis, Regia Transport Electric, s-a înregistrat ca participant. Ei așteaptă astăzi decizia plenului. Dacă se acceptă, ei participă la acest tender mai departe. Dacă nu se acceptă, atunci se merge pe calea căutării soluțiilor care s-a referit și domnul deputat Carp și așa mai departe. Adică noi suntem cei care decidem, susținem Consiliul Municipal Chișinău prin votul său care l-au avut prin decizia Consiliului Municipal sau nu susținem. Asta e. Mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Grigoriu. Inga Grigoriu, platforma DAM. Stimate raportor, în calitate de deputat ales pe o circumscripție uninominală din Chișinău, Botanica Centru, mai exact, ca să vă reamintesc, și în urma votului mixt, care a fost votat în plenul Parlamentului, iată noi, deputații, mai avem și funcția de supraveghetori a ceea ce se întâmplă pe fiecare circumscripție. De aceea profit de această ocazie și de acest proiect să invoc o problemă, o problemă a transportului public în zona în care am fost ales drept deputat. Este vorba de zona Telecentru și sper că municipalitatea mă aude, Regia Transport, vorba de Malina Mică, Testimițeanu și evident este vorba și de Suburbii. Vă rugăm foarte mult la distribuirea acestui transport public să țineți cont de problemele reale a cetățenilor, nu de campania lui Dodon. Asta este o rugăminte, către cei care vor implementa sau vor distribui transportul public. De asemenea, tuturor cetățenilor vreau să le spun că noi suntem deputații de circumscripție în Chișinău, suntem la curent cu toate problemele care dumneavoastră le invocați, trimiteți demersuri, solicitări, petiții către noi. Iată, noi depindem în mare parte de ceea ce decide se decide la Consiliul Municipal din Chișinău, cât și cum se execută de către întreprinderile municipale. Doleanța mea sper că a fost auzită tuturor cetățenilor care, cu care am vorbit despre această problemă, mai ales în zona Spitalului Republicanu, ne știți ce se întâmplă. Vă rog să se ia atitudine față de oamenii care vin din toate regiunile țării. Vă mulțumesc! Acum mă apreciez că s-a auzit, fiindcă microfonul a fost conectat. Următoarea întrebare, domnul Candu. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi foarte scurt, clar și cuprinzător. Noi vom susține acest proiect de lege, deoarece considerăm că tot ce e în beneficiul cetățenilor, a locuitorilor orașului, municipiului Chișinău, indiferent de culoare politică, trebuie să prevaleze interesul lor. Și de aceea, cu mare plăcere, o să susținem acest proiect de lege și e bună inițiativa tuturor celor care au venit cu ea. Mersi mult! Da, mulțumesc. Domnul Bolen, următoarea întrebare. Aveți întrebare? Nu, am întrebare, domnul președinte. Este un proiect bun, într-adevăr, pentru cetățenii municipiului Chișinău, de aceea, părerea mea, că prea mult discutăm asupra acestui proiect. Propun 108. Mulțumesc. Da, 108, de-am n-avem asupra. Domnul Burdușă, vă rog, raportul comisiei.
Am să vă rog, sunteți la tribună, tot dumneavoastră prezentați raportul comisiei. Mulțumim, doamnă președinte. Stimați colegi deputați, Comisia Economie, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind importul unor mijloace de transport, inițiativă legislativă a unui grup de deputați și comunică următoarele. Deci, proiectul de lege prevede o normă de derogare de la prevederile codului VAMAL, codului fiscal, privind aprobarea nomenclaturii combinate a mărfurilor legii la tariful VAMAL, având drept scop introducerea în țară și plasarea sub regim VAMAL de import de către Primăria Municipiului Chișinău, prin beneficiarul final între regie transport electric întreprindere municipală, a 25 mijloace de transport și anume 5 troleibuse model Solaris și 20 troleibuse model Skoda. Proiectul de lege a fost avizat de către Guvernul Republicii Moldova și Direcția Juridică a Secretariatului Parlamentului. În cadrul comisiei a parvenit amendamentul deputatului Burduja, care a fost examinat și acceptat de către comisie suplimentar. Comisia, în cadrul ședinței sale, a decis excluderea sintagmei primăriei municipiului Chișinău, beneficiar final fiind, din proiectul de lege. Proiectul de lege este redactat și este parte integră a prezentului raport. Urmarea examinării proiectului de lege, Comisia a decis prin vot majoritar adoptarea proiectului de lege și îl propune plenului Parlamentului spre examinare și adoptare în prima și a doua lectură, ca fiind finală. Da, mulțumesc, stimați colegi. Se supune, fiți atenți, se supune votului aprobarea în prima lectură a proiectului numărul 380 din 8. Luați loc, domnul președinte. Din 8 septembrie 2020, prima lectură, cine este pentru, rog să votați. Majoritatea. Acum fiți atenți, în special numărătorii, se supune votului pentru a fi aprobat în lectura a doua, conform raportului comisiei, proiectul numărul 380 din 8 septembrie 2020. Cine este pentru, rog să votați. Lectura a doua. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 41. Sectorul 3. Sectorul 3, vă rog. Sectorul 3, 21. 21. Așa de unanim, nu știu când am fost. 90 de voturi, felicitări, stimați colegi, pentru acest interes comun față de primărie de capitala țării noastre. Stimați colegi, avem un subiect care trebuie să-l supun doar votului. Raportul comisiei la proiectul 298 din 6 iulie 2020 a fost prezentat în ședința plenară. Toți, stați, ascultați-mă pe mine, nu dați din mâini. Ascultați-mă pe mine ce vreau eu să vă spun. Dar la președintele Parlamentului a parvenit inițiativa deputatul domnul Nichifor Ciuc, care a înaintat amendamentul sub numărul, să nu mă greșesc, să-l dau citirii, numărul 1/1 din 13 iulie 2020, domnul Nichifor Ciuc și-a retras amendamentul. În aceste condiții, se supune votului aprobarea proiectului numărul 298 din 6 iulie 2020 în lectura a doua. Cine este pentru, rog să votați. Vă rog rezultatele. Sectorul 1, 28. Sectorul 2. Sectorul 2, 22. 22. Sectorul 3. Sectorul 3, 1, dar în sectorul 2 renumărați voturile. Doamna Roșca, nu comentați alte sectori. Cu 51 de voturi proiectul a fost votat în lectura a doua. Da, vă rog. Greșeală în sectorul 3. Urmăriți sectorul 3. Domnul Marian, vă rog. Domnul președinte, eu doar... De procedură? Îmi exprim regretul de faptul că noi am aprobat acest proiect atât de rapid. Este o situație periculoasă în care Ministerul Finanțelor, prin serviciul VAMAL și prin codul fiscal, va primi atribuții de urmărire penală. Noi nu am consultat îndeajuns acest proiect. Și în condițiile Republicii Moldova, în care guvernanța e atât de politizată, este un proiect periculos și păcat. Eu sper că pe viitor astfel de inițiative care afectează mult activitatea economică să fie consultate mult mai mult timp. Da, mulțumesc, stimați colegi.
Mai avem un proiect de lege pentru lectura a doua, proiectul numărul 105 din 5 martie 2020, lectură finală. Lectura finală. Domnul Buza, vă rog raportul comisiei pentru lectură finală. Stimată doamnă președinte, stimați colegi deputați, în conformitate cu prevederile articolului 49 alineatul 1 din Regulamentul Parlamentului Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă de către guvern. Proiectul de lege menționat mai sus a fost adoptat în lectura a doua în cadrul ședinței plenare din 16 iulie 2020. Ulterior s-a constatat că proiectul de lege votat împreună cu amendamentul deputatei Măcar Stela este contrar prevederilor articolului 131 din Constituție. Prin urmare, pentru remedierea situației create și ajustarea legii la prevederile constituționale, în temeiul articolului 71 alineatul 1 din Regulamentul Parlamentului, proiectul de lege urmează a fi examinat și adoptat în lectura finală. Astfel, la etapa de pregătire a proiectului de lege pentru a fi supus spre dezbatere în lectura finală a fost examinată nota informativă a Direcției Generale Juridice a Secretariatului Parlamentului numărul 368 din 20 iulie 2020. Potrivit dispoziției articolului 27 alineatul 1 din Regulamentul Parlamentului, Comisia sesizată în fond a dezbătut inițiativa legislativă menționată supra în ședința din 10 septembrie 2020. La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 6 deputați din total de 9 membri. În urma finalizării dezbaterilor, Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, cu majoritatea voturilor, a menționat a membrilor săi, propune spre examinare în lectura finală proiectul de lege numărul 5 din 5 martie 2020 pentru modificarea unor acte normative în redacție reprezentată plenului Parlamentului spre examinare și adoptare la 16 iulie 2020. Proiectul de lege detectat se anexează la raportul respectiv. Stimați colegi, este lectura finală. Dumneavoastră, de procedură, după ce votăm în lectura finală, noi votăm raportul, amendamentul nu a fost susținut pentru lectura finală, comisia a propus să fie exclus. Comisia a prezentat raportul. Voi de ce n-ați ascultat? Comisia nu a menținut, a menținut cu excluderea amendamentului. Stimați colegi, o secundă, ascultați-mă, nu o să vă ofer de procedură dacă o să strigați de pe loc. Stimați colegi, amendamentul prezentat de doamna Măcar este anticonstituțional. Acum, în baza acestui amendament, noi până în prezent n-am putut să dăm la promulgare legea. De ce, stimați colegi, supun votului raportul comisiei cu excluderea acestui amendament? Cine este pentru, rog să votați. Comisia, vă rog, votăm și plenul decide. Vă rog rezultatele. Lectura finală. Stimați colegi, dar calmați-vă, anunț rezultatele și atunci strigați cât vreți. Vă rog. Sectorul 1, 28. Sectorul 2, 23. 23. Sectorul 3. În sectorul 2 au fost 20 voturi. În sectorul 2.
Stimați colegi, nu faceți gălăgie, noi putem... Stimați colegi, calmați-vă, luați loc, vă rog, domnul Bîtcă. Stimați colegi, toți luați loc în sală. Domnul Pascaru, ieșiți în fața sălii și să vedeți care și cum a votat. Supun votul încă o dată pentru sectorul 2. Sectorul 2, cine este pentru raportul comisiei cu excluderea amendamentului respectiv? Vă rog, ridicați. Nu încurcați numărătorul, este important. Nu uitați și din noi, din prezidiu. Sectorul 2, 21. 21. Da. Sectorul 3, 1. Sectorul 3. 1. Sectorul 3, 1. 1. 5. Stați puțin. Lectură finală. În lectură finală proiectul nu este aprobat. Înseamnă că rămâne situația care a fost anterioară. Acum, stimați colegi, din cauza la asta, amendamentul care l-am votat neconstituțional, până în prezent, veteranii n-au primit indemnizațiile care le se cuvine. Și nu știu cum o să primească pe viitor. Mulțumesc mult, stimați colegi, am terminat dezbaterile, ședința este închisă, despre următoarea ședință veți fi anunțați. Mulțumesc!